Bine, dar nu e și ideea asta preconcepută, dacă apari în telenovele, nu mai poți să joci la teatru, sau cei care joacă... A, da, pe... sunt foarte mulți actori care joacă dar și acum, și... în ultimii ani, până acum spuneau că nu vor reclame. Ține de alegerea actorului. Dacă el își asumă, uite, vreau să joc telenovele și după aia să joc Hamlet în teatru. Și are posibilitatea asta, el își asumă, se simte liniștit, e foarte ok, fiecare își alege drumul. Adică nu... Până la urmă, ce contează ce spun alții? Trebuie să faci ce... Păi da, dar nu te mai cheamă la casting. Te asociază cu un personaj. Asta e, de-aia tu ți-asumi chestia asta. Dacă nu vrei să apare în telenovele și să fii chemat la castinguri pentru filme de autor, nu faci alea și aștepți când o să te cheme, dacă o să te cheme. Dar uite, sunt actori care fac și. O grămadă de actori știu de genul ăsta. Uite, Papi a făcut și telenovele, face și filme de autor. Depinde dacă ești bun actor, te cheamă oricine, crede-mă. Dacă te potrivești, dacă ai un caracter care funcționează în echipă, adică... Eu cred că e o concepție, e greșită undeva. Dacă joacă în telenovele, n-are ce să caute în... Asta era înainte, acum, după pandemie, eu cred că toată lumea și-a dat seama. Mai ales că au fost mulți actori care nu au avut carte de muncă sau nu au fost înscriși la niciun teatru, la nicio televiziune. Și atunci au zis, trebuie să facem ceva. Uite, spre exemplu, eu am făcut vreo 7 luni de zile telenovelă la începutul carierei mele, prin anii 2000 la început. Și pentru mine, eu în continuare zic că a fost un lucru incredibil de bun, pentru că eu am stat 6 luni de zile în fața camerei. Să stai în fața camerei nu e ușor, dacă n-ai experiență. E, orice minut care îl stai în fața camerei, te ajută să capeți acea experiență, pentru că toată lumea se sperie de acest aparat mic negru, că nu știu ce o să-ți facă, nu o să-ți facă nimic. Dar pentru lumea se sperie pentru că iese la iveală, trebuie eu să fiu văzut, să fiu bine, să arăt bine, să așa, și toată lumea o să vadă. Și asta te stresează, pentru că noi suntem stresați de felul nostru, că vrem să părem bine, vrem să lumea să ne aprecieze, lumea așa și pe dincolo. Și lucrul ăsta îl înțelegi doar dacă stai foarte mult în fața camerei. Ai mai vrea să joci în seriale dacă îți propune mâine? În seriale, da, dacă sunt seriale bune, cum să nu? Uite cum e Clanul care tocmai a fost... N-am reușit să văd, că am fost tot timpul în filmări. Chiar n-am reușit să văd, dar o să mă uit. Mi se pare foarte interesant pentru un serial românesc. E foarte bine, foarte bine că apar aceste producții. Deci e foarte bine că apar aceste producții. Primul rând, că ele sunt firești într-o industrie de televiziune, pentru că e televiziune. În al doilea rând, lumea mănâncă chestia asta. În al treilea rând, actorii, pe urma acestor producții, devin cunoscuți, sunt văzuți, câștigă niște bani. Adică e un lucru foarte, foarte... foarte ok. Ce faci în perioada asta până pe 27 septembrie 2023, când e data bună? Conform astrogramelor și astrologiei vedice sau ce mai... Cum îți și spuneam, acum, în momentul ăsta, iarăși lucrez la lungmetrajul meu, a doilea lungmetraj. Sper până atunci, sper și mai repede să l-am și făcut, să am ultimul cut, final cut. Ai terminat scenariu? Nu, sunt în... Acum, în momentul ăsta, lucrăm la el. Deci mai durează și... Mai durează, nu știu, 2 luni, 3 luni, depinde. Adică cât are nevoie să stea în burtă și până iese, atâta va sta. Nu-l grăbesc, dar nici nu o întind. Asta e tot copilul tău, filmul tău, cum ai zis mai devreme, lungmetraj. Da. Deci este între și comercial, dar și autor. Adică eu te întreb dacă tot te-am prins. Bine, da, o să merg pe același drum care mie îmi place cel mai mult. O să merg pe o poveste, în primul rând, care să atragă spectatorul, să fie recunoscibilă, în sensul ca spectatorul să se recunoască undeva în problemele astea, și în același timp să trimit niște mesaje după ce lumea stă o oră, 42 ore, cât durează filmul, și când se iasă de acolo, să nu zică primul lucru, mergem să bem o bere și nu știu ce, nu, să zică, bă, dar de ce s-a întâmplat asta în film? Pentru că lumea o oră plătește niște bani, vine o oră jumate, stă să uită pe un ecran alb, care după aia se colorează cu imagini din film, și o oră jumate eu, ca autor, îi fur din viața lui. Și ar fi bine, în momentul când îi fur eu din viața lui o oră jumate, că se uită la un produs de-a meu, să-i dau ceva înapoi. Adică, nu știu, o concluzie, niște întrebări, niște răspunsuri, ceva, adică știu că sună pompos și măreț așa, dar pentru mine contează foarte mult că în momentul când spectatorul iese din sală și vede un film, primul lucru pe care îl să-l spună e să spună ceva despre filmul ăla. Că e bine, că e rău, dar să spună ceva, că
care l-a atins, să nu uite în momentul când s-au plecat genericul, să uite că a fost la film. Nu, asta vorbeam și atunci când ai venit să discutăm despre urma, căci contează un pic și dramul ăla de comercial. Deși, da, pentru că s-a atragi. M-a trecut în toate stările, m-a trecut filmul prin toate stările. Faptul că nu era 100% de autor m-a făcut să stau până la sfârșit. Eu am mai văzut filme românești care la un moment dat te ducea în toate direcțiile, știi că mintea o ia razna în funcție de cum ești ca persoană și nu știu, mă pierdea la un moment dat. Dar tu că ai adus un pic de comercial, m-a ținut până la capăt. Dar ți-am zis și atunci. Mă rog, nu cred că doar comercialul te-a adus, că eu nu m-am gândit la comercial. E vorba de poveste. Povestea când o construiești ca să ții spectatorul în scaun, spectatorul care nu are răbdare, spre exemplu, are multă treabă în timpul zilei. Vine și nu vrea să, după ce a avut toată ziua probleme și tot felul de lucruri, să vină și să mai stea, să se mai uite încă la alte probleme și să nu poată să se relaxeze. Da. Pardon. Povestea, dacă e concepută bine, dacă tu ca spectator recunoști ce e acolo, înțelegi și începi să trăiești împreună cu personajele și mai ales dacă se mai întâmplă tot felul de lucruri pe care te surprinde ca spectator, tu vei rămâne acolo și vei uita. Dar asta nu înseamnă autor sau comercial. Eu zic că e povestea și cum e dată. Bine, și ne-a ajutat și Mădălina, te-a ajutat și Mădălina Ghinea și Irina. Da, adică acum, sunt mai multe lucruri. Și distribuție lucruri, da. Frumoasă în filmul ăsta. Mulțumesc. Păcat că a ținut 2 săptămâni, nu știu cât a stat. Nu, în a stat 7 zile. O săptămână. Da. Dar după aia în vară s-a mai dat în cinematograf. Da, dar nu cred că mai era. Nu mai era, la lumea fel, nu se mai ducea așa, bineînțeles. Doar dacă Eu am așa un principiu în viața mea, că n-am regrete, pentru că tot ce se face, se face într-un anumit scop și întotdeauna e spre bine cumva. Și filmul ăsta a avut viața asta, a intrat în cinema, s-a închis. După aia a avut norocul să intre la niște festivale, a intrat pe Netflix, s-a vorbit mult de, uite, săracul film n-a avut noroc, așa. Ei, și atunci lumea a zis, bă, dar care e săracul film? A, că e pe Netflix. Oricum a fost văzut filmul. A fost, dar n-a avut și încasări, știi? Că până la urmă asta încasări. E și business-ul. Da, îți dai seama că nu m-am gândit niciodată să încasez de la primul meu film. Eu am venit cu bani de acasă, cumva, dacă se poate spune. Păi, cred adică, că toți da, veniți așa da, la, cu bani de acasă. Da. Dar ai zis de regrete. N-ai regret doar pe partea de profesional, dar personal? Nu, păi nu pot să n-am regrete pe partea profesională. Nu, n-am în general regrete. Adică chiar nu am. Nu regresc că, nu știu, ai muncit atât de mult, te-ai dedicat și n-ai 5-4-7 copii. Nu, păi totul ce se întâmplă pentru că așa e firesc să fie în carnea mea cumva. Că la un moment dat, păi regretul e la un moment dat, când ai un regret, gata, momentul ăla s-a terminat. După aia nu mai există viață. Nu, viața mea în continuare e. Dar, iar și ajungem la alea, cum se aliniază planetele. Da, dacă da, se aliniază, da. Doamne ajută. Și da. Oricum, înseamnă că așa a fost să fie. Și mai spune maica mea tot timpul, tot ce e tău e pus deoparte. Înseamnă că deoparte, poate noi aici puțin mai încolo. Mie mama îmi zice acum, vezi că destinul mai faci și cu mâna ta, că tot timpul zicea, hai, ce e pus deoparte, dar hai că numai cât aștepți, mai fă și destinul cu mâna ta. Bineînțeles că dai din picioare, că nu stai pe loc, nu să vină așa, dar să nu începi să cazi în tot felul de depresii sau gânduri din alea, că sunt cel mai... Uite că Tolstoi când a scris Ana Karenina, prima frază e că toate familiile sunt fericite la fel și nefericite diferit. În sensul că în momentul când tu treci printr-o dramă și ești nefericit, tu ai senzația că ești cel mai nefericit om de pe pământul ăsta. Ei, dar dacă încerci să spui toate problemele într-un sac și să scoți sacul la poarta casei tale, o să ai o surpriză foarte mare, să vezi că sacii vecinilor pot fi mai mari decât ai tăi. E aia cu bulina roșie și bulina albastră, știi? Într-o încăpere. Într-o încăpere toată lumea crede că este bulina roșie într-o mulțime de buline albastre și fiecare la rândul lui crede același lucru. Dar de fapt suntem toți albaștri, că toți da. Nu ne interesează de cel de lângă noi. Avem tendința că toată lumea se uită la noi. Absolut. Deci despre asta e vorba, egoismul. Da. Deci nu regreți nici partea asta. Nu. Te bucuri în continuare de câine, cai, încerc să mă simt bine, da. Și mai ești tu timp așa să mai pleci într-o vacanță, să te mai Păi în vacanță mă duc.
Mă duc pentru... Dar fără să te-a pus să mai scrii ceva și pe drumul din avion... Păi, nu, că scris unui scenariu e, nu e doar să stai și să scrii. De exemplu, eu eram în metrou, da? Uite, cum spuneam, eram într-o țară străină, eram într-un metrou și la un moment dat am văzut două persoane care vorbeau și una din persoane avea un tic. Făcea foarte, foarte des cu ochii, așa, și mă uitam așa la ea și mi-am gândit, cred că s-ar potrivi la un personaj dintr-un din scenariul meu să aibă ticul ăsta. Și scriu adică pe telefon? Da, exact așa fac, scriu pe telefon, uite, am văzut chestia asta așa, după care văd un cadru care mi se pare incredibil de frumos și zic, aș vrea să văd cadrul ăsta cumva în filmul meu. Fac poză sau scriu cum ce se întâmplă, lucrul la scenariu e tot timpul. Și noapte, spre exemplu, dacă visez ceva, eu am visat acum două zile că am intrat în lift și cățelul meu a rămas afară și era un lift din ăla vechi, ușile am închis și eu am zis, aoleu, Boris, și el a sărit. Liftul a plecat, eu l-am apucat de labe, liftul a plecat în sus și eu îl țineam de labe așa, jos era hău și la un moment dat n-am putut și l-am scăpat și m-am trezit. Și m-am zis, Doamne, ce vis tâmpit, dar uite, e o secvență din film să vezi, pentru că prin asta vezi cum câinele, spre exemplu, a sărit la stăpân să vină, să fie lângă el, ne ținând cont că poate să moară, știi? Așa e o chestie și... Da, nu, înțeleg. Pentru că, și de asta, e bine că am vorbit, pentru că mulți, ca și mine, și imaginează că un scenarist se duce, nu știu, unde, în Toscana sau în alte orășele din astea mici și de provincie și stau, își pun mașină din aia de scris, de retro. Ai dreptate. Stau două, trei săptămâni și închid telefonul. Deci, spre exemplu, Hemingway se dezbrăca gol și scria, el așa simțea să-i vină inspirația. Deci fiecare își caută cum își găsește inspirația. Că și eu doar mă mai inspir din lucrurile care mi se întâmplă în jur, ori în vacanță, ori la muncă, ori pe stradă, ori unde n-ar fi. Dar în momentul când mă apuc de scris, încerc să-mi construiesc o atmosferă care mi-e propice. Eu, spre exemplu, uite, când scriu la scenariu, mi-am place să pun muzică clasică în surdină. Nu știu, mă ajută cumva, e o chestie. Și o țin acolo, e o chestie de-a mea așa. Ai mașină din aia de scris? Am, dar nu scriu la aia. Nu, e un cadou. Nu, gândesc că numai în 2022 nu mai scrie nimeni. Nu, dar am primit o cadou. Da, că tu ai și scaunul Zeffirelli, ai și mașina la nu știu cine. Ești dotat acolo. Deci astea fac parte din cadrul tău. Sunt niște chițebușuri mici. Da, uite, așa. Care, nu știu, îți dau așa o stare, un vibe bun. Bineînțeles, da, îți construiești cumva atmosfera aia de care ziceam, care cumva să te aducă să poți să... începi să-ți vină inspirația să scrii, să vezi. Că sunt zile când stai și scrii un cuvânt și sunt zile când poți să scrii și trei pagini.